Bine ați venit, mă băieți, la un nou clip. Astăzi vă voi povesti povestea de viață a lui Neymar Junior. Ați ghicit? Așadar, vom povesti povestea brazilianului Neymar. Am văzut multe povești pe care le vreți în comentarii. Am văzut povestea lui Kylian Mbappé, ați cerut povestea lui Unahi, povestea Sommer, povestea lui Dominic Livakovic, povestea lui Messi și tot așa. Le vom face treptat și la anul și în acest an. Nu uitați înainte să înceapă acest clip să vă abonați pe canalul meu de TikTok, totul despre sport cu 2 de la final, să apăsați pe butonul de like și să vă abonați și pe axul central, pentru că va apărea YouTube, axul central va apare pe YouTube și vedeți acolo povestea de viață făcută de mine, axul central așadar. Nu uitați să vă abonați, să facem 1000 de urmăritori și acolo, pentru că avem 730, mai avem puțin. Acel canal este într-o colaborare cu Leo, postăm amândoi pe acel canal, deci v-aș ruga să vă abonați și la axul central. Haideți să trecem la acest clip, să nu mai stăm cu vorba. Neymar a fost născut pe data de 5 februarie 1992. La început, Neymar a jucat fotbal pe stradă, ca orice brazilian. Cartierul în care a crescut Neymar a fost unul cu o energie braziliană. La fiecare poartă vedeai cel puțin doi copii care se jucau fotbal. Jucau fotbal în picioarele goale și vara în pielea goală, spunea Neymar. În schimb, copiii mai mari mergeau pe biciclete, iar când trecea o mașină, se auzea hip-hopul brazilian. Casa copilăriei lui Neymar era situată pe o stradă liniștită. Tatălui Neymar spus întotdeauna fiului său să-și urmeze visele. Mai spunea că primul contract pe care l-a făcut Neymar s-a întâmplat la 12 ani. Relația lui Neymar Junior și fotbalul a început destul de repede, cam pe la 3 ani. Prima dată, Neymar a jucat fotbal pe nisip, la São Vicente. Iar apoi, Neymar a început să joace fotbal normal. A fost transferat prima dată de Santos FC, unde în 2009 a promovat la prima echipă. A avut 220 de meciuri la Santos FC, din care a marcat 134 de goluri. Apoi a fost transferat de Barcelona. Tatălui Neymar spunea că ziua în care a aflat că Neymar a fost transferat la Barça a fost cea mai fericită zi din viața sa. 186 de meciuri a avut la Barça și 105 goluri. A creat acel trio superb în atac cu Messi, Luis Suarez și cam trioul acesta se întâmpla undeva prin 2015-2014-2000 până 2017, când Neymar a ales să plece la PSG. Și acum Neymar este la PSG, probabil că știți acest lucru. Dar în continuare este alături în atac de Leo Messi. A fost și la Barcelona. La acest mondial a avut 3 meciuri, fiindcă s-a accidentat. Din 3 meciuri a marcat 2 goluri, decât la primul meci n-a marcat. După ce a revenit cu accidentările, a reușit să marcheze Neymar destul de bine. A marcat cu Coreea de Sud și cu Croația. Aceasta a fost povestea de viața lui Neymar, sper că v-a plăcut. Următoarea poveste de viață cred că va fi cea lui Dominic Livakovic, vom vedea mai exact. Probabil va apărea mâine sau poimine, chiar de Crăciun probabil va apărea acea poveste. Sper că v-a plăcut acest clip, dacă v-a plăcut nu uitați să vă abonați la acest canal și să dați un like. Vă pup și ne vedem data viitoare!